Bine ați venit la Curtea Brâncovenească. Vă rugăm să începem cu rugăciune. Spunem împreună Tatăl nostru, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cele toate zilele, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel vicleac. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, cu cerice Părinte blagosloviți. Binecuvântat este Dumnezeu ca al Său har cu a Sa iubire de oameni pentru rugăciune prea curată în Maicii Sale, ale Sfinților Martirii Brâncoveni și ale tuturor Sfinților Săi. Amin. În prima parte vom prezenta pe scurt principiile educației românești, așa cum le găsim în pedagogia românească din secolul al XIX-lea și din prima jumătate a secolului 20. După care vom da cuvântul doamnei învățătoare Tudora Petcu pentru a ne împărtăși cu toții, inclusiv eu, din experiența deosebită a domniei sale pe teren pedagogic. Înainte de a începe, mărturisesc public faptul că atunci când intru în inspecție la doamna învățătoare, nu intru propriu-zis în inspecție, ci am un caietel de aici, de la Curtea Brâncovenească, care este caietul meu de practică pedagogică. Și vin ca să iau lecții. Deci nu intru în inspecție cum ar trebui, ci intru ca să iau lecții. Adică îmi notez să văd cum predă doamna fiecare lecție în parte, fiecare noțiune la matematică sau la știință sau la limba română, deoarece este un cadru didactic mai în vârstă, după cum se poate vedea, cu experiență pe măsură. Și noi, cei mai tineri, avem din belșug de învățat de la cadrele didactice mai în vârstă, care s-au format în vremuri mai bune ale învățământului nostru. Pentru început, trebuie să spunem, după învățătura marului nostru savant, pedagog și geograf Simeon Mehedinți, că a instrui și mai ales a educa înseamnă a integra pe copil în neamul din care face parte. Acesta este scopul educației românești. Deci a integra pe copil în neamul din care face parte. Prin urmare, scopul educației românești este integrarea copilului în neamul nostru, formarea unui român adevărat, cu credință dreaptă și viețuire curată. Nu ne propunem numai formarea unui bun specialist, fiindcă un bun specialist poate să creeze bombe atomice, poate să creeze vaccinuri mortale, poate să creeze bombe biologice. Ne propunem, în primul rând, formarea unui om drept, cinstit, curat, curajos, cu dreaptă credință în Dumnezeu și cu iubire pentru semeni. Un astfel de om, fiind un român adevărat, va fi inevitabil și un bun specialist în domeniul în care va lucra. Un bun muncitor, un bun agricultor, un bun savant. Primul principiu al educației românești este principiul adevărului, care se formulează în felul următor. Adevărul este unic și absolut, educația trebuie făcută într-un adevăr. Adevărul este unic, deoarece temeiul său se află în Dumnezeu însuși. Cum mărturisim în crez, cred într-un unul Dumnezeu. Există un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Dumnezeu cel unul este izvorul a ceea ce numim noi adevăr. Omul de știință caută adevărul, dar nu un adevăr relativ. Dacă ar fi un adevăr relativ și multiplu, consecința relativității, atunci fiecare om de știință ar avea adevărul său. Eu aș descoperi ceva, un coleg de-al meu din aceeași domeniu, din Franța, ar spune nu, eu nu sunt de acord cu, deoarece după adevărul meu e altfel, și în felul acesta nu am putea, de fapt, stabili veridicitatea niciunei descoperiri științifice. Din considerente filozofice și teologice, adevărul este unic și absolut. De aceea, educația trebuie făcută într-un adevăr. Adică noi trebuie să spunem întotdeauna copiilor, elevilor, studenților, adevărul. Se încalcă acest principiu al adevărului dacă le spunem
elevilor sau studenților că viața a apărut spontan prin fenomene fizico-chimice întâmplătoare. Dacă le spunem că omul a provenit din maimuță, prin toate acestea nu facem altceva decât să încălcăm principiul adevărului. În afară de faptul că aceste aberații amintite mai sus sunt contrare învățăturii noastre ortodoxe, ele sunt și greșite din punct de vedere științific. Nu mai putem rămâne în secolul 21 la teoria lui Darwin, care habar n-avea de genetică pentru simplu motiv că nici nu era întemeiată genetica pe atunci, ci trebuie să le prezentăm copiilor cele mai noi cuceriri ale științei, iar în cazul nostru aceste noi cuceriri ale științei arată faptul că viața nu poate să apară spontan prin fenomene fizico-chimice întâmplătoare și că evoluția nu a avut loc. De exemplu, se mai încalcă principiul adevărului atunci când nu le spunem copiilor la orele de biologie despre efectele adverse ale vaccinurilor. Dacă le ascundem acest lucru din diverse motive, din frică sau din alte interese, încălcăm acest principiu. S-au scris atâtea cărți, zeci și sute de articole, cărți avem și în limba română, este deja celebră în România monografia scrisă de doamna dr. Crista Todea Gros, Vaccinurile prevenție sau boală, o nouă patologie pediatrică, în care pe sute de pagini arată și efectele adverse ale vaccinului, adică arată și fața ascunsă a vaccinurilor. Toate lucrurile acestea trebuie să le spunem copiilor în liceu, acolo unde este locul. Când studiază biologia umană, trebuie să li se spună și care este pericolul ecografiei prenatale și care este pericolul vaccinărilor, care sunt avantajele, dar care sunt și dezavantajele acestor practici medicale. Încălcăm de asemenea principiul adevărului când spunem că vaccinurile sunt obligatorii. După cum știți, în România niciun vaccin nu este obligatoriu. Niciun tratament medicamentos nu este obligatoriu. Dacă un bolnav care este sub tratament de antibiotice refuză la ora 12 ziua să ia antibioticul, medicul are datoria, conform legii, să respecte dorința bolnavului, să menționeze în fișa de observație bolnavul refuză să ia antibioticul la ora 12 data de, apoi dacă bolnavul se răzgândește și seara vrea să reia tratamentul, medicul, fără nicio discriminare, trebuie să îngăduiască reluarea tratamentului. Cu atât mai mult nu se poate face un vaccin fără voia sau, mai grav, contra voinței pacientului, respectiv a tutorului sau a părinților copilului. Deci noi, în permanență, trebuie să avem în vedere adevărul. Al doilea principiu al educației românești este principiul binecuvântării. Activitatea educativă trebuie să se desfășoare cu binecuvântare. Cu binecuvântarea cui? Cu binecuvântarea acelui unic Dumnezeu despre care am vorbit la principiu anterior. Obținem binecuvântarea lui Dumnezeu, bineînțeles că și prin rugăciune, dar în mod deosebit prin sfintele taine ale bisericii, prin episcopul ortodox, prin preotul ortodox. De aceea, anul școlar începe în mod tradițional în România cu o mică paranteză, așa, un mic interval comunist în care s-a pierdut acest obicei, începe tradițional anul școlar cu un tedeum. Așa cum am făcut și noi, după cum știți, la școala brâncovenească, o slujbă în care am mulțumit lui Dumnezeu, dar în același timp l-am rugat pe Dumnezeu să lumineze mintea copiilor și a dascărilor, ca toată lucrarea aceasta care se face în școală să fie spre folosul intelectual și duhovnicesc al copiilor și spre slavă lui Dumnezeu. De asemenea, este necesar ca profesorii care predau în astfel de școli să aibă și ei duhovnic, să se spovedească și după rânduiala bisericii să se împărtășească respectând toate canoanele. Al treilea principiu este principiul comuniunii. Educația trebuie să-l ajute pe copil și pe tânăr să fie în comuniune cu Dumnezeu și cu semenii. Părintele Dumitru Stăniloae spune următoarele, citez: în fond, omul urmărește fericirea eternă, dar fericirea nu se găsește în gustarea singuratică a unor bunuri materiale sau spirituale, în sănătate, belșug de hrană, orizont larg de cunoaștere, ci în comuniune cu alte persoane. Nu poți avea bucurie de nimic în mod separat, total și definitiv de ceilalți oameni. Nu te bucură belșugul de hrană când ești singur. Bucuria prezentă și viitoare stă în mod principal în comuniunea cu alții. Poate că aceasta e cea mai proprie definiție a persoanei: izvor de viață pentru altul și bucurie de viață primită de la altul. Am încheiat citatul și vă rog să reținem cu toții această definiție extraordinar de frumoasă a persoanei, după Părintele Stăniloae.
Persoana este izvor de viață pentru altul și bucurie de viață primită de la altul. Pe această comuniune trebuie să bazeze toată activitatea în școală. Al patrulea principiu este principiul virtuții. Educația trebuie să urmărească dobândirea virtuților. Chiar și filozofii păgâni, care știm foarte bine, au fost recuperați într-o anumită măsură de Sfinții Părinți. Sfinții ierarhi capadocieni, Sfinții Vasile cel Mare, Grigorie Teologul, Ioan Gură de Aur, Sfântul Grigorie Palama, chiar și Sfântul Nectarie, mai aproape de noi, citează din filozofii păgâni acolo unde este cazul. Adică în acele fragmente, în acele texte în care acești filozofi, într-adevăr, propovăduiesc o învățătură bună, fiindcă erau într-adevăr căutători ai adevărului. Au avut neșansa, să zicem așa, de a se afla înainte de Hristos și să nu-L cunoască pe Hristos. Dar mulți dintre ei au spus niște lucruri mult mai valoroase decât ce se vehiculează astăzi în mass media. Platon, de exemplu, spunea următoarele, citez: chiar dacă dați oamenilor orice, dacă nu le dați virtutea, nu veți fi făcut nimic pentru fericirea lor. Am încheiat citatul. Știm că Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea sa. Întâlcuirea Sfinților Părinți, cuvintele după chipul indică rațiunea și liberul arbitru, iar cuvintele după asemănare arată asemănarea cu Dumnezeu în virtute atât cât este posibil. De asemenea, educația trebuie să urmărească nu numai dezvoltarea rațiunii, ci și dobândirea simultană a virtuților. Nu mai târziu, nu facem întâi știință și lăsăm virtuțile. Virtuțile ar trebui un pic înainte ca să fie o temelie bună pentru primirea cu minte luminată a științelor. Al cincilea este principiul patriotic, care se enunță astfel. Educația trebuie să-l ajute pe copil și pe tânăr să-și iubească neamul, să-și respecte țara și să dorească să devină un român adevărat. Din păcate, acest principiu, principiul patriotic, a dispărut, nu știm cum, a dispărut din cursurile universitare care se adresează studenților, viitori pedagogi, viitori profesori. Însă, acest capitol, educația patriotică, există în cărțile mai vechi de pedagogie. Avem aici tratatul de pedagogie școlară al domnului profesor universitar Ioan Nicola, editat la editura didactică și pedagogică în București. În ce an? În anul, vă spun imediat, 1996. După 2000 a început să dispară, rând pe rând, anumite capitole. De exemplu, a dispărut capitolul de educație religioasă și a fost înlocuit cu capitolul de educație civică. Dacă deschidem o carte de educație civică, avem surpriza să citim la lecția Unicitatea persoanei umane, nici de cum ceva ce ne-am închipuit noi, că Dumnezeu l-a creat pe fiecare om ca o entitate unică, nici de cum, ci găsim scris cu surprindere următoarele. Persoana este unică deoarece are un CNP unic. Asta găsim. Deci s-a înlocuit educația religioasă cu educația civică, dar în stilul în care v-am spus. De asemenea, capitolul de educație patriotică a fost și el înlocuit, practic a dispărut, dar iată că domnul profesor Ioan Nicola, unul dintre cei mai buni pedagogi pe care i-am avut, spune despre importanța patriotismului următoarele. Citez. Patriotismul presupune conștiința apartenenței la poporul român, la mediul național, social și cultural, identificarea cu interesele patriei, apărarea suveranității și independenței, simțul răspunderii față de valorile fundamentale ale existenței sociale și spirituale ale națiunii. În același timp, patriotismul incumbă atașamentul față de pământul natal, aprecierea și respectarea tradițiilor istorice progresiste, a limbii și culturii, lupta și spiritul de sacrificiu pentru libertatea patriei, încrederea în prosperitatea ei. Am încheiat citatul. De asemenea, tot domnul profesor Ioan Nicola spune în acest capitol următoarele, citez: profesorul urmează să-i familiarizeze pe elevi cu frumusețile acestui pământ, cu trecutul său istoric, cu jertfele care s-au produs pentru apărarea suveranității și integrității teritoriale, cu tezaurul cultural și artistic al poporului nostru, cu tendințele și perspectivele ce se întrevăd în dezvoltarea patriei și națiunii noastre. Am încheiat citatul. Presupun că n-ați mai auzit de mult.
un asemenea discurs, deoarece mass media ne dă altfel de discurs. Al șaselea este principiul mediului educativ. Educația trebuie să se desfășoare într-un mediu adecvat. Știm că este greu să faci educație într-un mediu stricat. La vârste mici aceasta este chiar imposibil. La vârste mai mari, dacă elevii sunt sinceri căutători ai adevărului și avem și profesori cu bună orientare, atunci putem încerca să facem educație și într-un mediu stricat. Cum? Folosind în sens invers exemple negative care sunt în mediu și arătând ce nu trebuie să faci, arătând cât de urât este ceea ce se vede în jurul tău și obișnuindu-i pe elevi, ca să nu cadă în extrema cealaltă, să judece pe cel care greșește, obișnuindu-i pe elevi să se roage și rugându-se părinții sau profesorii împreună cu ei, să se roage pentru iertarea și mântuirea celor care greșesc, a celor care fac păcate grave, a celor care greșesc într-un fel în care este cunoscut public. Dacă pe copil îl obișnim să se roage pentru iertarea și mântuirea celor care greșesc, două lucruri vom realiza simultan. Unu, îi vom feri de judecarea aproapelui și doi, vom statornici în mintea și în inima lor faptul că acel lucru e foarte rău, că omul care face păcatele acelea se află într-un mare pericol și are nevoie pentru mântuire de rugăciunile celorlalți. Referitor la mediul educativ, trebuie să spunem câteva cuvinte și despre implicarea politică a creștinilor, a creștinilor ortodoxi. Și voi cita în acest scop din cartea părintelui profesor Vasile Gordon de la Universitatea din București, Facultate de Teologie, carte intitulată Biserica și școala, analize omiletice, catehetice și pastorale, editată la Editura Cristiană. Este un subiect mai puțin abordat, dar sfinția sa, părinte pe care îl cunosc personal, sfinția sa dând dovadă de un curaj deosebit, a scris aceste cuvinte pe care vi le citesc acum. Referitoare la implicarea politică a creștinului ortodox. În primul rând, sfinția sa se bazează pe o hotărâre a Sinodului Bisericii Ortodoxe Române, publicată în Vestitorul Ortodoxiei în anul 2000. Și citesc hotărârea de sinod. Nefiindu-i indiferente binele, libertatea, demnitatea și prosperitatea spirituală și materială a țării și a poporului român, Biserica Ortodoxă Română recomandă clerului să sfătuiască pe credincioșii mireni din adunările parohiale și care sunt capabili, activi și cunoscători ai problemelor bisericești și ale vieții sociale și politice românești, să candideze pentru forurile legislative și administrative locale sau centrale. Am încheiat citat. Deci, Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române recomandă clerului să sfătuiască pe acei creștini ortodoxi, pe acei mireni care sunt pricepuți și în cele biserice și în cele ale statului, să candideze pentru forurile legislative sau administrative locale sau centrale spre folosul poporului binecredincios, ca nu cumva acele posturi, nefiind ocupate de ortodoxi, să fie ocupate de oameni cu dorințe și tendințe străine de interesele noastre ca neam și ca patrie. În continuare, părintele profesor citează un cuvânt foarte puternic și curajos al înalt preasfințitului părinte Bartolomeu al Clujului. Citez. Nu este un secret pentru nimeni că în ultimii ani biserica a fost ținta unor atacuri concertate din mai multe părți, prin presă, radio, televiziune, justiție, administrație, dar din păcate și prin politică, prin parlament. E de ajuns să reținem faptul că 3 proiecte de lege au fost promovate în parlament împotriva Bisericii Ortodoxe Române. Constatăm că avem adversități notabile chiar la nivel politic. Or, Biserica Ortodoxă Română este în situația de a se apăra. Biserica nu face politică, nu va face politică, dar își poate permite ca, din 4 în 4 ani, cu ocazia alegerilor, să ajute ca politica țării să fie făcută de cei mai buni. Și nu mă gândesc la partide, la programele lor, ci la persoane care ar trebui să fie promovate pe criteriul exclusiv al moralității și competenței politice. Biserica nu va propune candidați, nici Sfântul Sinod, nici episcopiile. Dar, și aici vă rog maxim de atenție,
Dar preoții, la nivel local, se adună între ei, examinează candidații, stabilesc care sunt cei mai buni și își asumă doar rolul de sfătuitori. Dacă, de pildă, categoria indecișilor îl întreabă pe preot: părinte, cu cine crezi că trebuie să votezi? El, părintele, nu are voie să ridice din numeri și să spună că biserica nu face politică. Am încheiat citatul. Deci preotul nu are voie să spună, să ridice din numeri și să spună că biserica nu face politică. Ci are datoria să îndemne către votarea celor care sunt cu adevărat ortodoși, cu bune intenții față de neamul nostru. Și asta referitor tot la mediul educativ, fiindcă mediul educativ este o componentă a activității politice. Mediul acesta educativ se poate îmbunătăți sau înrăutăți prin hotărâri la nivel politic. Al șaptelea este principiul muncii. Educația trebuie să-l ajute pe copil și pe tânăr să dobândească atitudinea corectă față de muncă. Comuniștii au greșit afirmând că munca l-a creat pe om. Nu munca l-a creat pe om, ci Dumnezeu. Însă este evident faptul că lipsa muncii îl dezumanizează. Școala muncii, așa cum a proiectat-o marele nostru savant Simeon Mehedinți, și avem aici pentru cei care nu au încă această carte valoroasă a lui Simeon Mehedinți, Școala muncii, principiile pedagogice ale savantului român, Simeon Mehedinți, Școala muncii, așa cum a proiectat-o marele nostru savant Simeon Mehedinți, este o școală în care munca este un factor de cunoaștere, de sănătate și de corectă formare a caracterului. Munca trebuie să îndeplinească, în viziunea lui Simeon Mehedinți, următoarele condiții. Să fie științifică, adică întemeiată pe judecata exactă a legăturilor dintre cauză și efect, să fie liberă și dreaptă din punct de vedere moral, să fie corect motivată, să fie adecvată posibilităților fiecărei persoane, să fie creatoare, adică izvorătoare de valori noi, să fie compatibilă cu tradiția neamului nostru. Observați faptul că tehnologia pe care am făcut-o noi, cei mai în vârstă, a fost înlocuită cu educația tehnologică. Noi n-am făcut educație tehnologică, noi am făcut tehnologie propriu-zisă. Știam să tăiem niște lemne, să facem traforaj, să facem un scăunel, o măsuță de lemn. În clasa a 8-a îmi aduc aminte că în atelierul școlii, era o școală generală obișnuită din București, în atelierul școlii aveam strung, aveam freză, aveam mașină de găurit de banc, aveam foarfecă de banc și fiecare avea locul lui de muncă cu un inventar strict, stabilit, răspundeai de inventarul pe care îl primeai, trebuia să ții ordine la locul de muncă și mai mult decât atât aveam un contract de colaborare cu o fabrică de mobilă din București. Fabrica de mobilă făcea, printre altele, cuiere. Cuierele aveau un loc special unde se puneau umbrelele cu vârful în jos ca să se scurgă apa. Bineînțeles că apa nu se putea scurge nici pe lemnul cuierului, nici pe jos, în hol. Și atunci trebuia făcute niște tăvițe de metal. Aceste tăvițe de metal erau făcute în exclusivitate de școala noastră. Ni se punea la dispoziție aproximativ 2 metri pătrați de metal, de tablă, de o anumită dimensiune, și noi trebuia să o trecem prin toate etapele tehnologice. Măsurare, trasare, tăiere cu farfeca de banc și după aceea aveam un dispozitiv special de o presă la rece și presam într-o formă și așa cum vedeți că sunt tăbile pentru cozonaci, așa ieșea o tăviță din oțel inoxidabil, mai micuță ca dimensiuni, încheiam la capete, după aceea cu pila rotunjeam margine să nu se taie ceva, prezentam maestrului, ne punea un puncticel acolo că am lucrat bine, iar dacă cumva am tăiat greșit și am făcut rebut, atunci mi se scădea nota. În loc de un puncticel plus, aveam un puncticel minus. Pentru că am stricat, am făcut un rebut irecuperabil și am dăunat grav economiei naționale. Noi știam foarte bine că munca noastră are o importanță la nivel național. Dacă noi ne facem datoria, atunci semenii noștri vor cumpăra lucruri de bună calitate. Și ni se mai spunea și altceva. Nu pentru altul lucrați, lucrați pentru voi. Că dacă voi faceți o tăviță proastă, tăvița asta se duce în fabrică, fabrica dă la magazin și voi vă duceți la magazin și cumpărați exact cuierul acela cu tăviță proastă. Vă place? Nu vă place. Așa că aveți grijă că s-ar putea chiar voi să suferiți din cauza rebutului pe care îl faceți. Așa eram îndemnați și știți foarte bine că și fetele știau să coasă, să brodeze și băieții știau cele ale băieților de tâmplărie, lăcătușerie,
după aceea am făcut liceu de electronică în București, am lucrat un an înainte de Revoluție la IMGP, întreprinderea de mașini grele București, ca electronist, adică îți dădea școala posibilitatea de a te descurca și în acest punct de vedere ca bun meseriaș. S-a înlocuit, spuneam, tehnologia ca atare cu educație tehnologică. Și v-ați uitat prin manuale de educație tehnologică, ați văzut, acolo te învață cum face fabrica un anumit obiect și cum să fii un cumpărător bun, cum să-ți alegi o poșetă de valoare, cum să-ți alegi o mobilă de valoare. Pentru că vor să ne transforme din producători în piață de desfacere. Deci acesta a fost principiul muncii. Al optelea este principiul talanților. Educația trebuie să-l ajute pe copil și pe tânăr să-și descopere și să-și înmulțească talanții. Este inutil să forțăm un copil care nu are înclinație la matematică, să-l forțăm să meargă la concursurile de matematică. Nu numai că nu va avea performanță, dar vom reuși să-i trezim o repulsie față de matematică. Și cazurile concrete, cred că le cunoaște oricine. Faptul că un copil are talent într-un anumit domeniu se vede din următoarele semne. Îi place activitatea din domeniul respectiv, vrea să studieze domeniul respectiv și are rezultate bune în acel domeniu fără să depună un efort prea mare. Descoperirea talentului este o condiție necesară pentru orientarea școlară și profesională corectă. Al nouălea este principiul adecvării. Educația trebuie să se coreleze cu caracteristicile de vârstă și caracteristicile personale. Acesta este un principiu cunoscut și respectat și în prezent. Al zecelea este principiul continuității și corelației. Educația trebuie să fie continuă și să fie alcătuită din componente corelate. Continuă este și astăzi. Din păcate, nu totdeauna este alcătuită din componente corelate, astfel încât elevii învață uneori în clasa a 11-a la fizică despre mișcarea oscilatorii armonică și viteza și accelerația în mișcarea oscilatorii armonică le studiază cu ajutorul derivatelor pe care nu le-au studiat încă la matematică. Și ei te întreabă, dar ce e asta? Păi sunt derivate, le vei studia mai târziu. Deci astfel de lucruri nu au ce căuta într-un învățământ bine pus la punct. Deci trebuie să existe corelație între toate disciplinele. Al 11 este principiul prezentării istorice. Predarea fiecărei discipline trebuie să conțină și istoria ei, lucru care nu prea se face astăzi, din păcate. Matematica, fizica, chimia, biologia, geografia, tehnologia trebuie să conțină referiri utile la istoria acestor discipline. Astfel, elevii vor fi ajutați să devină oameni de știință, nu simpli memoratori de formule și texte. Adică trebuie să arătăm cum un anumit matematician a descoperit o anumită formulă. Din ce considerente, ce l-a interesat, ce a studiat el, care a fost mecanismul și traiectoria gândirii lui ca să ajungă la formula respectivă. Nu să-i băgăm pe gât copilului formula și memorează. El nu știe nici la ce folosește, nici cum a descoperit-o prima dată cel care a descoperit-o. De aceea, elevii trebuie să cunoască întreaga traiectorie a raționamentului științific, nu numai punctul final al acestei traiectorii, care este formula sau legea respectivă. Al 12-lea este principiul legării teoriei cu practica. Teoria trebuie legată de practică. Și în perioada interbelică se făcea așa, și în vremea lui Ceaușescu se făcea așa. Din păcate, după Revoluție, mai mult spre teoretic, un teoretic lipsit de aplicații practice. Al 13-lea este principiul participării active. Copiii, adolescenții și tinerii trebuie să fie participanți activi în procesul educativ, nu doar simpli spectatori, să vadă ce spune profesorul. 14. Principiul pregătirii pedagogice. Elevii și studenții trebuie pregătiți pentru a deveni educatori. Lucrul acesta nu prea se face la noi. Nu doar liceul pedagogic trebuie să pregătească pedagogi. Orice liceu trebuie să pregătească pedagogi. Fiindcă absolvenții acestor licee, intrând în viața de după liceu, căsătorindu-se și întemeind familii, vor fi pedagogi pentru copiii lor. Dacă acești tineri nu sunt învățați principiile pedagogice și pedagogia tradițională românească, ei nu vor ști să-și crească copiii în spiritul tradiției românești autentice. 15. Principiul educației temeinice. Educația trebuie să fie temeinică, solidă, stabilă. Cea mai gravă boală a societății noastre este superficialitatea. Din această superficialitate decurge și criza morală. Deci criza morală este un efect al acestei superficialități, al modului superficial în care tinerii privesc lumea și viața. Iar superficialitatea este o boală cu care tinerii s-au contaminat de pe băncile școlii,
Și dau un exemplu. La religie li se spune elevilor că Dumnezeu a creat cerul și pământul, plantele și animalele. Iar la geografie li se spune că universul a apărut prin Big Bang, iar pământul s-a format prin procese întâmplătoare. Atunci ce educație stabilă și temeinică este aceasta? Pe ce temei? Copilul este mai bulversat decât în vremea lui Ceaușescu, fiindcă nouă ni se spunea acasă, cel puțin mie, ai grijă, acolo sunt comuniști, sunt atei, nu te lua tu după aia. Și aveam icoană în casă, de când m-am născut în 1970, m-am născut cu icoană în casă. Că mai târziu, din cauza școlii, mi-am pierdut credința în Dumnezeu, a fost altceva. Dar în școală, în școala primară cel puțin, aveam noțiunile clare. Adică la școală ești mințit cu ateismul, în casă ești învățat ortodoxia. Acum ce mai poți să-i spui copilului când în aceeași școală te învață și ateismul și ortodoxia la ora de religie? 16. Principiul întemeierii cauzale. Educația trebuie să se întemeieze pe înțelegerea corectă a cauzalității. Atât educația morală, cât și cea științifică, trebuie să se bazeze pe explicații cauzale. Această teorie a cauzalității a fost trecută sub tăcere în ultima vreme, deoarece este foarte deranjantă. Principiile teoriei cauzalității, aplicate la existența Universului, ne demonstrează existența Creatorului. Cum? Existența cunoscută de om este un fenomen. Phenon, în limba greacă, înseamnă a se arăta. Fenomenon este ceea ce se face arătat. Deci existența Universului, fiind cunoscută de om, este ceva arătat, deci în sensul teoriei cauzalității este un fenomen. Alt principiu ne spune că orice fenomen care se desfășoară în timp are o cauză. Prin urmare, existența Universului are o cauză. Alt principiu ne spune că orice cauză este o acțiune, iar alt principiu ne spune că orice acțiune este a unei structuri. Prin urmare, apariția Universului are o cauză care este o acțiune. A acționat ceva ca să apară Universul. Iar acțiunea este a unei structuri. Prin definiție filozofică, această structură este Dumnezeu. Deci noi numim Dumnezeu această structură care a acționat în așa fel încât a apărut Universul. Deci, pe calea aceasta a teoriei cauzalității, noi putem dovedi rațional existența Creatorului. De aceea, teoria cauzalității la noi este trecută sub tăcere, nefiind dorința anumitor factori să fie copilul convins că există Creator. 17. Principiul armoniei. Educația trebuie să fie armonioasă. Părintele Dumitru Stăniloae, în volumul său Ortodoxie și Românism, ne spune următoarele. Trăsătura cea mai cuprinzătoare și mai definitorie a neamului nostru este armonia. Am încheiat citatul. Prin urmare, o educație lipsită de armonie nu este românească și nu poate folosi neamului românesc, fiindcă ne întoarcem la scopul educației, formulat de Simeon Mehedinți, a educa înseamnă a integra pe copil în neamul din care face parte. Îndopându-l pe copil numai cu știință, neinteresându-ne educația patriotică, educația prin valori morale, noi nu îl formăm ca român adevărat, deci scopul educației nu va fi atins. Ernest Bernea, în trilogia sa pedagogică, editată în 2002 la Cluj-Napoca, la editura Dacia, ne spune următoarele. Citez. Societatea și civilizația căreia aparținem, pentru a se reface, are nevoie de un om complet, echilibrat și armonios. Am încheiat citatul. 18. Principiul diferențierii. Educația trebuie făcută diferențiat pentru băieți și fete. Tot Ernest Bernea, în trilogia sa pedagogică, ne spune următoarele. Citez. Natura deosebită, organică și psihică a sexelor, impune un învățământ diferențiat cu deosebire în cursul secundar. Dacă școala de 4 clase tolerează prezența celor două sexe, starea lor fiind mai puțin diferențiată, odată cu pubertatea apar caractere specifice, nu numai organice, dar și de viață interioară, de structuri ce definesc natura fiecărui sex, ce are nevoie de înțelegere și tratament deosebit. Educația fetelor trebuie să meargă în sensul promovării însușirilor pe care fata le are prin natura ei. De ce să cultivăm ceea ce nu le aparține și să anulăm ceea ce este pozitiv și neînlocuibil în condiția umanității lor? Și în pedagogie, ca și în alte activități, s-a practicat uniformizarea, ceea ce este în dauna omului și a vieții. Numai cunoscând natura și structura feminină, vocația ei, numai atunci vom putea îndruma o educație corespunzătoare. Am încheiat citatul. Vă aduc aminte că în perioada interberică erau școli de băieți și școli de fete. Nu spun că neapărat trebuie făcut acum așa. Ar fi mai greu și din punct de vedere legislativ cu mari
cu mari probleme și mari lupte. Dar măcar la tehnologie, fetele să facă lucruri manual, băieții să treacă pe traforaj. Acum, cunoașteți faptul că în grădinițe din Suedia, nu mai ai voie să folosești el și ea. Folosesc un pronume intermediar, hen, îi spune în limba suedeză, preluat din limbajul suburban al homosexualilor, și nimeni nu are voie să spună în grădinița aceea el și ea. Deci este ceva intermediar, nu e nici el, nici ea. Băieților li se dau păpuși, fetițelor li se dau materiale de construcție, de jucării și sunt îndemnate să se comporte băiețești. De ce? În scopul anihilării deosebirilor dintre băiați și fată. Vedeți la ce poate duce uniformizarea chiar în structuri oficiale de învățământ, în Suedia. Mă tem că nu suntem departe. 19. Principiul personalității. Personalitatea este un sistem complex, ea nu poate fi exprimată printr-un număr real. Aceasta este o teoremă celebră din matematică, numită teorema de imposibilitate a agregării indicatorilor. Mai mulți indicatori numerici nu pot fi integrați într-un singur indicator numeric. Aici greșesc și testele de inteligență, care îndrăznesc să dea un număr pentru o structură complexă, multifactorială, cum este inteligența umană. Aici greșim și noi când punem accent prea mare pe note, pe medie, fiindcă media, de fapt, cade sub, fiind media de la mai multe discipline, cade sub incidența acestei teoreme din matematică. Indicatorii particulari sunt notele la română, la matematică și așa mai departe. Făcând media aritmetică, încercăm în mod prostesc, din punct de vedere matematic, să integrăm acești indicatori numerici într-un singur indicator numeric. Iar teorema aceasta arată că nu există o funcție satisfăcătoare din toate punctele de vedere care să facă lucrul acesta. Care este mai bun? Un copil care are 10 la matematică și 8 la română sau unul care are 8 la matematică și 10 la română? Că media e tot 9. Media e 9, media e identică, copiii ar trebui să fie identici. Copiii nu sunt identici. Unul are 10 la matematică și 9 la română, unul are 9 la matematică și 10 la română, sau 10 și 8, cum am spus. Deci nu putem caracteriza personalități, structuri complexe, printr-un număr. De aceea nici nu trebuie să ne agățăm prea tare de aceste medii. Le folosim, sunt orientative într-o anumită măsură, dar copiii trebuie să știe că nu sunt reprezentați printr-un număr. De aceea este și concurența aceasta absurdă, care se duce acum, atunci, note, cât mai mari să aibă note mai mari ca celălalt. De ce mai mare ca celălalt? Îmi aduc aminte, la începerea facultății de matematică în București, în anul 1990, bursele se dădeau pe un criteriu valoric. Într-adevăr, cu note. Dar se dădeau după valoarea notei. Nu spunea primii 3 din grupă sau primii 4 din grupă. Și în felul acesta nu era concurență între noi. Noi învățam împreună, în grupuri mici, și fiecare avea interesul să-i ajute pe ceilalți, prieteni, colegi, ca și ceilalți să treacă peste 8 și să aibă bursă. La câțiva ani după ce am terminat eu facultatea, s-a trecut de la vechiul sistem la nou sistem de burse, care nu mai acordă burse de la o notă în sus, ci doar la primii 3 sau primii 4 sau primii 5 din grupă. Eu, dacă sunt al 5-lea din grupă, n-am interes să-l ajut pe al 6-lea. Ca al 6-lea, fiind ajutat de mine, o să devină al 5-lea, eu o să devin al 6-lea, o să pierd bursă, ca fraierul, zice tânărul, și el o să ia bursa în locul meu. Deci prin acest sistem nenorocit de burse s-a introdus invidia și competiția aceasta absurdă între studenți. 20. Principiul echilibrului între competiție și cooperare, legat de principiul precedent. În educație trebuie să existe un echilibru între competiție și cooperare. La clasele mici trebuie pus accentul pe cooperare, fiindcă altfel copiii devin niște individualiști, niște egoiști. Mai târziu apare și competiția în mod natural. Dar competiția specific românească nu este cea de tip occidental, cum o vedem în mass media și în televizor. Chiar și în reviste, în cărți. Competiția românească este competiția pe care o prezintă foarte frumos părintele Dumitru Stăniloae prin următoarele cuvinte, tot în ortodoxie și românism. Citez. Românul vrea să aibă în societate un rol propriu, deosebit de al celorlalți. El vrea să facă anumite observații care să pună în lumină inteligența lui. Vrea să spună o vorbă de duh și să cânte ceva propriu, dar și să facă un lucru propriu pentru a-i se vedea destoinicia și vrednicia. El se simte bine în grup numai dacă grupul îi oferă condițiile unei creșteri a conștiinței personale. Astfel, comunitatea nu e considerată în românism stând în opoziție cu persoana, ci ca un mediu favorabil ei. Am încheiat citatul. Deci,
Noi, prin competiție în sens românesc, înțelegem următorul lucru. Competiție între facultăți, ca fiecare facultate de medicină, de exemplu, să aibă rezultate foarte bune, cât mai bune, ca să întemeieze niște centre de chirurgie sau de studiu medical care să aducă un cât mai mare folos neamului. Nu facultatea de la București să fie mai bună decât cea de la Timișoara, cea de la Timișoara să fie mai bună decât cea de la Iași și așa mai departe. Deci există un echilibru care trebuie găsit între competiție și cooperare. Și copiii trebuie să înțeleagă faptul că numai prin cooperare pot ajunge la o competiție veritabilă. În ce sens? Dacă sunt 2-3 copii care vor să dea la medicină în clasa respectivă, cum avem și noi, am în clasa mea două fetițe care vor să dea la medicină, eu stimulez în mintea lor cooperarea, nu competiția. Nu fiecare să fie mai bună decât cealaltă, ci le îndemn pe amândouă în felul următor. Învățați foarte bine medicina, că veți lucra probabil în același cabinet medical sau în aceeași sală de operație. Dacă una dintre voi nu învață bine, o încurcă și pe cealaltă. Fiecare dintre voi aveți interesul ca cealaltă să fie bine pregătită. Deoarece tu faci o operație, ești chirurg sau neurochirurg și gândește-te că lucrezi cu un coleg medic cu o pregătire foarte proastă. Și tu vrei să salvezi pacientul și celălalt prin nepricepere îl omoară. Și atunci cade vina pe întreaga echipă. Că nu spune, nu poți spune nu că cutare l-a omorât. Se știe că l-a operat echipa cutare și zice, uite, nu mai merg la echipa cutare, că am văzut că are prea multe decese. Deci cooperarea trebuie pusă pe primul loc, iar competiția doar în sensul ăsta, să obțină fiecare rezultate cât mai bune, să se depășească pe sine. Nu să depășească pe celălalt să-l bage la fund în apă ca să ridice el capul să nu se mece. Iar ultima este principiul perspectivei teologice, care se formulează astfel. Toate disciplinele trebuie corelate cu teologia ortodoxă. Această corelație este bidirecțională. Și de la disciplinele științifice la teologia ortodoxă și de la teologia ortodoxă la disciplinele științifice. Prima direcție a corelației corespunde folosirii duhovnicești a informațiilor primite în cadrul disciplinelor studiate. Marii noștri pedagogi au subliniat necesitatea contribuției tuturor disciplinelor de învățământ la educația ortodoxă. De exemplu, prin matematică, prin teoria probabilităților, teoria informației, prin fizică, se poate arăta faptul, chiar prin biologie, dacă este corect realizată, se poate arăta faptul că universul trebuie să aibă un creator, că viața trebuie să aibă un creator, că există suflet și că acesta are o natură imaterială. Toate lucrurile acestea se pot dovedi prin știința actuală. Numai că la noi în țară nu prea se mai pune accent pe aceste lucruri. Se bagă pe gât evoluționismul, ateismul și copilul rămâne cu impresia că știința este în contradicție cu religia. A doua direcție corespunde perspectivei ortodoxe din care se studiază toate științele. Explicațiile științifice au o limită, de aceea ele trebuie completate cu învățătura ortodoxă despre univers. Prin știință și prin filozofie noi ajungem doar la concluzia că există un creator foarte inteligent, foarte înțelept al universului. Dar aici se oprește știința. Și de aici trebuie copilul preluat de către biserică, de către învățătura ortodoxă și să li se dea amănunte despre acest creator. Că din știință nu poți să-ți dai seama că Dumnezeu este Sfântă Trime, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. N-ai cum să-ți dai seama prin știință. Aceasta este un adevăr, o revelație supranaturală. Nu este revelația naturală pe care noi o putem dobândi prin științele naturii. Deci trebuie să avem mare atenție ca toate disciplinele științifice să ducă la vârf către învățătura ortodoxă. Acestea sunt cele 21 de principii ale educației românești, așa cum le-am găsit în pedagogia românească de secolul XIX și din prima jumătate a secolului XX. Bine, am prezentat pe scurt, mai pe larg le aveți în cartea care se lansează astăzi, Bazele educației românești, volumul 1. Volumul 1 este dedicat învățământului preuniversitar, urmând cu ajutorul lui Dumnezeu anul viitor să apară și volumul 2 dedicat învățământului superior. Cer iertare pentru lungimea cuvântului și o rog pe doamna învățătoare să vă împărtășească nu doar lucruri teoretice, cum v-am împărtășit eu, prea puțin practice și din experiența prea mică personală, ci din bogata experiența domniei sale. Vreau să încep prin a vă spune că, în afară de faptul că nu sunt un bun orator, mai am și emoții. Pentru aceste lucruri vă cer îngăduință.
când am deschis această carte, Bazele educației românești, s-a întâmplat să deschid chiar la scopul educației și am citit integrarea copilului în neamul din care face parte și cu emoție și cu nod așa în gât, m-am dus la sintagma noastră, sunt român născut creștin. Și imediat mi-a adus aminte de scrierea lui Alexandru Glanuță, România pitorească, care se încheie cu Țara poporul, din care mi-a îngăduit să vă citez câteva lucrușoare. Din acest capitol spune așa: odihnească-se în pace gloriosul Ștefan, că n-au fost puse în deșert cuvintele mândre și înțelepte pe care ni le-a lăsat cu o limbă de moarte. Dacă dușmanul vostru ar cere legăminte rușinoase de la voi, atunci mai bine muriți prin sabie, prin sabia lui, decât să fiți privitori întilării ticăloșiei țării voastre. Domnul părinților voștri însă se va îndura de lacrimile slugilor sale și va ridica dintre voi pe cineva care să vă așeze iarăși pe urmașii voștri în voinicia și puterea de mai înainte. Și vorbind mai departe despre popor, spune atât de frumos, este un text pe care eu de fiecare dată îl citesc copiilor cu mare, mare emoție. Dar ceea ce se ridică mai frumos și mai sfânt în mijlocul amintirilor mele, podoaba cea mai aleasă și mai mândră între podoabele țării, este poporul românesc. Și încheie scrierea, pe care vă recomand să o citiți în întregime, pentru cei care poate nu au, cred că toată lumea a citit așa ceva, într-o țară așa de frumoasă, cu un trecut așa de glorios, în mijlocul unui popor atât de deștept, când să nu fii, cum să nu fii adevărată religie, iubirea de patrie, și cum să nu-ți ridici fruntea ca falnicii, strămoși de odinioară, mândru că pot spune, sunt român. Și nu numai la Ștefan m-am dus cu gândul, și la Mihai Viteazul, și la Constantin Brâncoveanu. Sunt domitori care au lucrat cu credință. Cu credință au apărat glia strămoșul strămoșesc. Au fost carnici cu nădejde în Dumnezeu. Cu nădejdea în Dumnezeu, nădejdea aceasta a fost cărnicia și jertfa lor față de popor românesc. Și cred că dragostea de țară și, în primul rând, credința în Dumnezeu și dragostea de țară a făcut să treacă peste atâtea și atâtea împiedicări pe care le-a avut acest popor și a făcut ca noi astăzi să fim aici, să ne adunăm. Și ar trebui să le urmăm acest exemplu. Da, tinerii pleacă în străinătate astăzi, așa cum știți. De ce? Pentru că nu au atâta dragoste de țară, nu au atâta respect față de țară. Cu durere în suflet aud când cineva îmi spune, eu simt durere, atunci când cineva îmi spune, am fost și am văzut, măi, nu-i ca la noi, măi, ce este acolo? E ca și când nouă nu ne face cineva așa ceva. Noi ar trebui să fim aceia care să ne facem țara așa cum o vrem. Să muncim pentru neam. Este munca, este pentru mine, da, dar în primul rând este pentru neam, că dacă neamul românesc este mulțumit, sunt și eu mulțumită. Asta consider. Pentru ce muncesc? Nu numai pentru mine. Muncesc și satisfacția mea este să fie bine. Să fie bine în țară, să fie bine poporul meu, aproape lui meu să fie bine. Că dacă este aproape lui meu și fiecare dintre noi gândim așa, consider că ne atingem scopul. Cum să vă spun? Profesor Vlăduc a spus câteva cuvinte foarte frumoase. Dar să știți că eu mulțumesc Școlii Brâncovenești
că mi-a oferit posibilitatea să înțeleg și să pun un mai mare accent pe cultivarea virtuților creștine la copii. Cât de important este. Aici am înțeles mai bine. Și cu mai mare ardoare să lucrez cu copiii mei povestindu-le și discutând cu ei despre ceea ce înseamnă neamul românesc. În felul acesta să-i determin să aibă dragoste și respect față de poporul român, față de cuvântul român și față de cuvântul România. Cum să vă spun eu? Vedeți dumneavoastră cum vine fiecare regim și aduce o reformă în învățământ. Am intrat în UE, în istoria de la clasa 4-a, pe copiii ăștia, în loc să le predăm istoria. Istoria noastră, istoria neamului și istoria neamului așa adevărate cum trebuie, introducem palate, cetăți din Uniunea Europeană, din Europa, din țări europene, chiar și să învățăm despre popoare de ieri, de ieri, popoare de astăzi. În loc aceste ore să le pierdem așa, am putea să le câștigăm în altă parte. Sau am fost indignată pur și simplu când, la o consfătuire, mi s-a spus că, vedeți ce prindeți la lectură, că avem orele de lectură care, într-adevăr, sunt foarte bune. Adică nouă, pe noi ne ajută foarte mult. Dar, când am auzit, vedeți ce texte cuprindeți? Vedeți, copiii s-au plictisit de Ion Creangă. Prindeți și Harry Potter. Deci nu știu cum se pronunță bine, nu știu engleză. Am fost indignată, să știți. Acum, la clasa a doua, i-am pus pe copii, după ce au citit din nou la școală, să răsfoiască manualele. Și au dat. Și erați și dumneavoastră acolo. Și când au dat la Ion Creangă, așa s-au bucurat. Dar ce știți voi despre Ion Creangă? Vă place? Da. Și povesteau. Deci nu s-au săturat copiii noștri. Cum să se sature de Ion Creangă? Nu este posibil așa ceva. Și să introducem Harry Potter. Orele de lectură ne oferă posibilitatea în a dezvolta sentimentul acesta patriotic la copii. Cum? Păi, introducem povestioare moral creștină, din care copiii au ce învăța. Nădejdea în Dumnezeu înseamnă hărnicie. Iată, pilda soimului, cu care am discutat-o cu copiii ăilalți din seria trecută. Și urmează și coștilații, că am trecut, a fost clasa întâi și erau prea micuți. Pusnicul vede pe șoim cum hrănește cioara și s-a gândit că, uite, Dumnezeu are grijă de poiul de cioară. Nu mai fac nimic. Stau și aștept că Dumnezeu mă poartă de grijă. Și așa îi se arată îngerul și spune, păi, trebuia să vezi pilda șoimului. Semnul a fost, într-adevăr, șoimul a fost un semn pentru tine, dar trebuia să vezi ce face șoimul, cum își ajută pe cel aproape. Asta trebuia să înțelegi și tu. Deci, iată, prin hărnicie. Și copiii trebuie să înțeleagă acest lucru. Nădejde în Dumnezeu și rugăciune în Dumnezeu. Dar ce facem? Prin alături de rugăciune, de nădejde, să avem și hărnicie. Să avem și sacrificiu. În afară de aceste povestioare, am introdus lecturi, texte, scrieri frumoase despre istorie, despre istoria neamului românesc, despre geografie, scrieri geografice, de geografie, fie texte non-literare, fie texte literare, în care să se arate frumusețile țării la geografie, cât de ce țară frumoasă avem. Spunea cineva, atunci când vei cunoaște ultima palmă din glia strămoșească, atunci poți să spui că cunoști cu adevărat țara. Și atunci poți să mergi să vezi și altele. Dar până atunci, umblă în țara ta și fii mândru de tot ceea ce vezi. Pentru că nu există loc în care să nu ai ce vedea. Chiar și la matematică, de ce să nu facem o educație moral creștină?
o educație patriotică. Dacă eu la matematică le cer copiilor să afle un număr necunoscut și le spun că acela este anul în care, să zicem, a murit, a fost martirul lui Constantin Brâncoveanu, află ceva. Sau de ce să fac o problemă cu ei în care să rezolvă o problemă cu ei în care apar păpușile acelea pe care ei iau și nici nu știu cum se numesc, au tot felul de... Barbie. Și cum arată Barbie, așa, că eu ziceam Barbie, Barbie. Păpușile Barbie, de ce aceste păpuși? De ce să nu-i trimit la un pangar, la biserică, unde se cumpără, unde se vând părticele, iconițe și cruciunițe și așa mai departe. Deci se pot aceste lucruri. Să afle un număr necunoscut în condiții date. Să afle un număr, suntem la numerație, un număr în condiții date. Știu eu, la 10, nu știu cum, dacă afli acest număr, ai aflat cu tare lucru. Din istorie, sunt atâtea evenimente istorice, sunt atâția ani, sunt atâția domnitori. Și în felul acesta îi trimitem și mai le aducem aminte, le mai spunem câte ceva în legătură cu domnitorul sau evenimentul acela. Sunt... Cum să vă spun eu? Chiar și la lucruri legate de limbă, de gramatică, pe înțelesul dumneavoastră. Iau un text. De ce să nu iau un text? O pildă. Le-o citesc scurtă, că sunt atât de multe scurte, și iau fragmentele acolo și cum să afle care sunt substantivele, să scrieze, sau adjectivele. Dar am avut grijă și am făcut un lucru. O pildă din care el învață ceva, să nu fie lacom, să nu fie gânfat, să fie harnic, să fie bun cu cei aproape lor. Nu mai vorbesc de educația muzicală. Și sărbările noastre